Planul de investiții pentru Europa a fost instituit sub forma unui cont gestionat în cadrul Băncii Europene de Investiții și utilizează fonduri publice pentru a mobiliza investiții private suplimentare, oferind protecția creditării pentru finanțarea acordată de grupul Băncii Europene pentru Investiții. Una dintre funcțiile fondului este să preia o parte din riscul suportat de către Banca Europeană de Investiții, care va fi, prin urmare, în măsură să investească în proiecte cu nivel de risc mai înalt. Planul de investiții pentru Europa este constituit din trei piloni principali. Primul pilon principal ține de mobilizarea investițiilor. Peste 315 miliarde de euro vor fi livrați în investiții private și publice. Sectoarele de activitate vizate pentru investițiile Fondului European pentru Investiții Strategice sunt: infrastructura socială 4%, mediul și eficientizarea resurselor 4%, transport 8%, sectorul digital 10%, cercetare, dezvoltare și inovare 21%, energie 23%, întreprinderi mici și mijlocii 30%. Estimările arată că peste 387.000 de entități mici vor beneficia de pe urma investițiilor Fondului European pentru Investiții Strategice. Al doilea pilon se referă la promovarea investițiilor. Acest pilon este reprezentat prin portalul european pentru proiecte de investiții, locul în care investitorii din întreaga lume se pot întâlni cu promotorii de proiecte din UE și platforma europeană de consiliere în materie de investiții, care oferă asistență și sprijin tehnic, reunind programe de asistență tehnică ale Băncii Europene de Investiții. Al treilea pilon este climatul investițional simplificat. Se referă la stimularea investițiilor prin îmbunătățirea mediului de afaceri și înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor, incluzând măsuri pentru realizarea pieței unice digitale, a Uniunii Energetice și a Uniunii Piețelor de Capital. Mai simplu, FACE are două anvelope principale. Pentru infrastructură și inovare, în valoare de 16 miliarde euro, implementată de BEI atât prin produse de creditare, cât și prin participanții la capital. Pentru întreprinderi mici și mijlocii, în valoare de 5 miliarde euro, implementată de FEI, care ar genera investiții în IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie de circa 75 miliarde euro. Finanțarea proiectelor se asigură prin intermediul băncilor din România. În acest moment sunt peste 15 bănci autorizate. Principalele avantaje ale acestei linii de finanțare sunt: aprobarea finală a finanțării este responsabilitatea exclusivă a intermediarului financiar, a băncii din România. Garanțiile oferă creditorilor o asigurare în eventualitatea situației în care debitorul, IMM solicitant, nu reușește să restituie împrumutul, astfel capitalul lor urmând să fie rambursat integral sau parțial. Furnizorul garanției, BEI, va răspunde de acoperirea deficitului parțial sau total al împrumutului debitorului. Finanțările pot avea o dobândă mai mică, o perioadă de rambursare mai lungă sau cerințe de garantare mai mici în funcție de fiecare intermediar. Obținerea de finanțare prin intermediul băncilor și al altor intermediari financiari din regiune, care în general au proceduri mai simple decât creditele bancare standard. Solicitanți eligibili sunt entitățile cu până la 3.000 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și pe întreprinderile mici cu capitalizare medie, entități care au până la 499 de angajați și care nu sunt IMM-uri. Banca Europeană pentru Investiții garantează recuperarea debitelor. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe e-mail la adresa europedirect@nord-vest.ro sau urmăriți pagina noastră de Facebook europedirect.cluj.